Salutare! Vorbim astăzi despre un subiect cu privire la cum funcționează o pompă de căldură NIBE în raport cu prognoza meteo. Un lucru care este foarte important și pe care eu îl apreciez foarte mult și este o facilitate foarte, foarte mare pe care o regăsiți la pompele de căldură NIBE. Discutăm despre acest lucru în prezentarea pe care am pregătit-o, sper eu destul de succint pentru voi, astfel încât să vedem cum funcționează. Înainte de a începe această prezentare, am să vă aduc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsiți chiar aici și butonul de like care ar ajuta foarte mult algoritmul YouTube ca să mergem mai departe cu acest videoclip către toată lumea. De asemenea, nu uita de rubrica de comentarii pe care o găsești mai jos și în felul acesta vei putea să pui orice întrebare sau dacă ai vreo experiență și vrei să afli ceva nou, în rubrica de comentarii putem să rezolvăm treaba asta. Hai să vedem cum funcționează o pompă de căldură în raport cu prognoza meteo și ce înseamnă treaba asta. O să plecăm de la o întrebare puțin retorică. Cum ar fi ca o pompă de căldură să funcționeze după prognoza meteo? Noile serii de la NIBE S sunt cele mai inteligente pompe de căldură de până acum și vă pot oferi un confort unic. Căldura, răcirea și aerul curat din casă pot fi ajustate mult mai ușor în funcție de nevoile personale. Și aici găsim treaba asta la noua serie S, care folosește inclusiv prognoza meteo pentru a stabili necesarul de energie pentru încălzirea spațiului interior. Treaba asta este foarte importantă pentru că pune în prim plan foarte mult optimizarea resurselor, implicit și economia la sfârșit de lună cu încălzirea spațiului. Pentru că odată ce ține cont de prognoza meteo pe care o va solicita de pe anumite site-uri de internet specializate și acreditate, agrementate pentru treaba asta, va ști foarte clar cum să rugreze și contează foarte mult acest aspect. Hai să vedem în continuare despre ce e vorba. Noua serie S de la NIBE are această funcție unică de control în funcție de prognoza meteo pe care pompa de căldură o obține de la cel mai mare furnizor de date și proiecții meteo din Europa. Sistemul este conectat în permanență la internet și se sincronizează la datele online, locația fiind deja stabilită de la montajul pompei de căldură NIBE. Astfel, pompa de căldură va funcționa pe baza prognozei pe următoarele 4 ore și va ajusta inteligent consumul de energie ca tu să poți beneficia de un confort maxim și pompa să funcționeze în cei mai buni parametri la cele mai înalte standarde și totodată să optimizeze și consumul, implicit și costurile la sfârșit de lună. Utilizarea pe baza prognozei este avantajos? Păi da, avantajul este că se va evita consumul și risipa de energie când prognoza arată că urmează să se încălzească afară. Momentul acela pompa știe foarte clar ce are de făcut, adică o lasă puțin mai moale. De asemenea, dacă urmează o răcire bruscă, pompa va începe să producă cu o perioadă de timp înainte ca temperaturile să atingă minimul prognozat, adică se pregătește dinainte astfel încât efortul să fie cât mai mic în momentul în care temperatura este foarte critică afară. Cum și care este modul de comunicare? Avem aici în această schemă pompa de căldură, evident internetul și aplicația MyAblink, care toate acestea puse la un loc facilitează această funcție. Este un întreg sistem care funcționează și așa cum au gândit inginerii suedezi de la NIBE, oferă soluții și servicii premium orientate către confortul clienților. Pentru că treaba asta reprezintă un scenariu, o automatizare foarte complexă în spate. Departamentele de dezvoltare și cercetare fiind mereu cu un pas în față și pregătindu-ne de un viitor digital pentru un smart home. Și treaba asta o face foarte potrivită pentru o casă inteligentă. Softwarul inteligent din pompele de căldură NIBE prezintă funcția inovativă de prioritizare a factorului de decizie în calcul de necesarul de încălzire și de producerea de apă caldă menajeră de care are nevoie respectiva locuință în funcție de datele introduse de către utilizator. Pe scurt, pompa de căldură funcționează după calcule matematice pentru a oferi confortul dorit la un consum de energie cât mai mic. Așa cum am zis, treaba asta este foarte importantă și ajută foarte mult și reducerea consumului, implicit costurile mai reduse. Pentru acest lucru, pompa de căldură NIBE se folosește de senzor premium și o bază de date destul de bogată, dar și niște algoritmi inteligenți, precum ar fi senzorul de interior de temperatură, curba de încălzire în funcție de temperatura exterioară, prognoza meteo pe următoarele 4 ore și necesarul de apă caldă.
Și în funcție de toți acești parametri, decide foarte, foarte clar cum să-și pregătească efortul pe care îl va face. Așa arată panoul de control pentru necesarul de apă caldă menajeră și panoul de control pentru datele cu privire la încălzirea interioară. Fiecare dintre acest panou, acest factor, are posibilitatea de a fi setat în funcție de nevoile fiecăruia dintre noi prin setarea unui interval de la 0 la 10, cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât efectul în calcul necesar este mai mare. De exemplu, dacă factorul prognozei meteo este setat la 10, pompa de căldură va prioritiza necesarul de încălzire în funcție de prognoza meteo. Ca de obicei, inginerii s-au gândit la toate și funcția de control după prognoza meteo poate fi dezactivată la nevoie. Dacă nu mai vrei să lași pompa de căldură să decidă pe baza prognozei, poți să dezactivezi treaba asta foarte simplu și cu aplicația MyAppLink poți să vizualizezi tot ceea ce ai nevoie. Actualizările se pot face prin wireless, ce asta este foarte, foarte comod, mai ales pentru cei care aveți pasiuni cu tehnologia și aveți o casă inteligentă sau vreți să vă bazați pe internet. Treaba asta este o metodă foarte bună și o puteți face cu ajutorul smartphone-ului. Odată ce sistemul este integrat în aplicația MyAppLink, aceasta primește update-urile cele mai noi direct din internet. Nu mai trebuie să folosiți memorie USB pentru update-uri sau chestii genul ăsta. Aceste funcții inteligente prin care pompa de căldură îți memorează stilul de viață și îți oferă apa caldă la robinet atunci când ai nevoie, sunt foarte utile și reprezintă un atu foarte mare pe care pompele de căldură Nibe din gama S îl oferă utilizatorilor, clienților săi. Funcția Smart Hot Water îți analizează consumul de apă caldă timp de o săptămână și comută automat între modul economic și normal și în funcție de perioada zilei, de exemplu, dacă seara se înregistrează un consum mai mare de apă caldă, se va produce în mod normal un astfel de flux, iar pe timpul nopții revine automat la modul economic ca tu să nu plătești energie, să nu încălzești apă caldă degeaba atunci când ea nu va fi folosită. Treaba asta este foarte, foarte importantă pentru că ea va ști când să pregătească apă caldă menajeră în funcție de consumul pe care îl înregistrează în istoricul său. Nibe din seria S se poate conecta la internet prin Wi-Fi sau cablu, iar acest acces se realizează prin aplicația Nibe MyAppLink, care este gratuită. Împreună cu noul termostat de cameră Nibe RMU S40 se realizează o conexiune wireless. Termostatul poate fi montat oriunde în casă, aceasta comunică cu pompa de căldură în mod nativ, fără fire sau alte setări suplimentare, adică nu ai nimic de făcut, nu se va complica cu nimic modul de utilizare. Există și o funcție unică de control vocal. Acum, dacă vrei să folosești treaba asta, puteți sincroniza boxele, cum ar fi, nu știu, Google Home, Amazon Alexa, pentru a controla încălzirea din casa ta doar prin comenzi vocale. Ce poate fi mai simplu decât să vii acasă și să vorbești cu echipamentele pe care deja le ai, cum ar fi o boxă de la Google și să-i spui că, nu știu, poate vrei mai cald sau poate vrei mai rece. Cu funcția Smart Price Adaption, dacă aveți un plan tarifar diferit în funcție de orele de consum, pompa va folosi energie electrică atunci când prețul este scăzut și o puteți stoca într-un puffer sau acumulator pentru a fi folosită atunci când prețul este mai mare. Asta înseamnă că trebuie să introduceți ce date în funcție de ce contract aveți cu furnizorul de energie electrică și dacă, spre exemplu, după ora 21 aveți un preț preferențial mai scăzut, puteți să setați pompa de căldură să plece după ora 21.01 să producă mai mult pentru a face o economie, adică să nu producă până la ora 9 și să meargă în putere maximă. Treaba asta este destul de interesantă și destul de inteligentă și asta contează foarte mult de voi cu ce furnizor lucrați și în funcție de ce consumuri veți înregistra. Cred eu că este foarte important să vedeți un istoric, să vedeți cum se raportează un astfel de echipament la utilizarea de zi cu zi pentru locuința voastră. Sper eu că acest subiect pe care l-am abordat în acest videoclip ți-a adus niște informații noi și dacă ai întrebări cu privire la acest subiect
le aștept în comentarii și vom discuta acolo pe parcurs. Dacă încă nu ai apăsat butonul de like, acum e momentul să o faci și dacă încă nu te-ai abonat la canalul meu, poți apăsa butonul de subscribe chiar acum și ca să poți să fii notificat atunci când aduc clipuri noi, apasă și clopoțelul și în felul acesta vei avea acces la alte videoclipuri. Am să-ți las în continuare încă două videoclipuri recomandare, astfel încât tu să-ți găsești informații pentru subiectele pe care le cauți pe YouTube. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!